Dragi nemțeni, dragi români, vom începe evenimentul din această seară oferind premiul de excelență pentru întreaga activitate unei personalități marcante a poporului român de către președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Ionel Arseniu. Astfel, am mare onoare de a invita pe scenă o îndrăgită actriță care a jucat în numeroase filme, fiind și reprezentanta generației de aur a teatrului românesc, bucurându-se de un palmares remarcabil, 90 de filme, peste 50 de piese de teatru, peste 100 de roluri și televiziuni, și a ales orașul în care se trăiască felicitate încă din tinerețe, când trecând prin fața unei mulți și abunda în flori multicolore, și a stabilit un țel, acela de a deveni fiică a ținutului nostru. O invit alături de noi pe nemțeanca, draga noastră, draga Olteanu Matei. Să-mi găsesc un locșor unde să rămân definitiv.
Vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înalta dumneavoastră calitate de oameni și de personalități de valoare. Vă mărturisesc că aș fi vrut să fac mult mai multe pentru acest oraș. Am venit cu idei, cu mânecile suplecate, gata să fac și eu un teatru. Și am găsit niște oameni care mi s-au alăturat. Am făcut o trupă de amatori, prima trupă particulară de amatori, care au avut un extraordinar succes. Au muncit din greu la slujbele lor, au venit și au repetat. Și au făcut ca tetrunețul nostru mic, se numea teatrul vostru, să fie cunoscut. Am mers cu el în străinătate, am mers cu el din toată țara. S-a întâmplat că unii dintre noi l-au părăsit și n-am mai putut continua. Vreau să vă spun că sunt fericită că vin pe această scenă acum, în urma colegilor mei care au deschis acest teatru. Ei au venit aici cu vicleriile lui Scapin și sunt o sumedenie de actori pe care mă gândesc că n-ar fi rău să-i vedem așa în câte o ramă pe polurile teatrului. Niște actori care au iubit foarte mult teatru și de la ei încoace s-au perindat o grămadă de generații de actori străluciți. Când venea teatru din Piatra Neamț, în București, nu se mai găseau bilete, nu știu cu cât înainte. Toată lumea alerga să vadă spectacolele teatrului din Piatra Neamț. Aici era pe premiera unor mari actori ai acestei țări. Eugenia Dragomirescu, Florin Piersic, Ileana Stana Ionescu, Mălăiele și foarte mulți pe care, desigur, o să mă iertați dacă o să-i numesc în continuare. Și ne-am dorit cu toții ca din nou să răsară aceste tinere mlădițe care să încumuneze coroana teatrului românesc. Doamnelor și domnilor, nu vreau să vorbesc mult, nu vreau să vă plictisesc, vreau să mă iubiți și dumneavoastră pe mine, cum vă iubesc eu pe dumneavoastră, îmi doresc din toată inima să merit dragostea dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-o acordați. Mulțumesc.